Românii pot obține certificate digitale europene COVID-19 accesând platforma securizată https covid.gov.ro în 8 pași. Potrivit serviciului de telecomunicații speciale, timpul de generare a certificatului poate fi de la câteva secunde până la o oră în funcție de numărul de solicitări. În momentul generării certificatului, persoana care l-a solicitat este notificată prin e-mail. Cererea este deja foarte mare. În primele ore de la lansarea platformei, STS a emis peste 100.000 de certificate digitale covid dintre care aproape 80.000 de, de certificate de vaccinare. Pentru cei care s-au vaccinat, certificatul digital este valabil până la data de 30 iunie 2022, iar pentru cei cu test negativ 72 de ore. În cazul celor care au trecut prin boală, valabilitatea este de 180 de zile de la primul test pozitiv. Autoritățile recomandă ca solicitarea de eliberare a certificatelor de vaccinare să fie făcută cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de momentul utilizării, iar pentru cele de testare cu cel puțin 12 sau 48 de ore în funcție de tipul de test efectuat rapid sau PCR. În cazul persoanelor care nu au acces la formatul digital, primăriile, direcțiile de evidență a populației și direcțiile de sănătate publică le vor oferi sprijin pentru eliberarea certificatelor pe hârtie. Până în 12 august, certificatul va putea fi folosit în paralel cu documentele clasice.